Bună seara, dragi prieteni! Academia de Fotbal revine cam fiecare luni de la orele 18. Vom intra direct în subiect. În această seară un oaspete deosebit și anume domnul Marcel Pușcaș, director de dezvoltare regională din cadrul Federației Române de Fotbal. Bună seara, domnule Pușcaș! Bună seara! Împreună cu George Mărculescu, prietenul și colegul meu, vom încerca să-l descoasem pe domnul Pușcaș pentru că este foarte, foarte mult de vorbit despre tot ceea ce înseamnă sectorul de copii și juniori din România, care sunt premizele dezvoltării acestui sector, ce planuri avem, unde trebuie să ajungem, în cât timp și totul în această oră de la Academia de Fotbal TV. Bună seara, domnule Pușcaș! Pe parcursul a mai multor emisiuni am convenit că trebuie luat de undeva taurul de coarne în acest sector al fotbalului la copii și juniori. Unde trebuie să începem? Știu că sunt niște pași, sunt aceste centre de excelență, observăm niște mici măsuri care s-au luat în acest domeniu al fotbalului de copii și juniori. Din punctul dumneavoastră de vedere, cu experiența unui mare jucător de fotbal, a unui președinte, a unui agent de jucători, chiar și jurnalist, putem să spunem, unde credeți că trebuie apăsat și ce trebuie făcut urgent? După părerea mea, ca orice activitate, trebuie început cu începutul. Cu datul, cu piciorul minge în primele ore. Adică cu vârsta de 6, 7, 8 ani, atunci când mai nou, în fotbalul modern, se apucă copiii de fotbal. În comparație cu anii precedenți, 30-40 de ani în urmă, copiii nu aveau voie să fie legitimați, George poate să confirme, până la vârsta de 10 ani. Deci nu puteai să ai legitimație de fotbalist până la vârsta de 10 ani. Sigur, fotbalul a evoluat. Probabil că erau niște motive în perioada respectivă de ce nu puteai fi legitimat mai devreme decât vârsta de 10 ani. Probabil că se țineau cont de niște factori. Fie factori de dezvoltare individuală, fie, nu știu, datorită infrastructurii, probabil, nu știu. Cert este că asta era regula. Fotbalul s-a schimbat, datele sunt cu totul și cu totul altele. Se pot legitima jucători acum și la 6, 7, 8, 9 ani. Și problemele majore, din punctul meu de vedere, ale fotbalului juvenil sunt în special la noțiunea de ABC. ABC-dar. Ceea ce se întâmplă cu centrele noastre de excelență ale federației înseamnă nimic altceva decât ceea ce ar trebui să facă poate fiecare club de fotbal, în special cele profesioniste din țară, dar nu numai, mă refer și la cele de Liga 3-a. Adică condiții minimale, maximale pentru România, pentru că sunt lucruri neobișnuite la noi, dar obișnuite de la Nădlac încolo. Adică copilul să aibă 3 mese pe zi, este normal, este absolut normal. Mesele să fie la ore fixe, da. Este normal să depună telefonul dacă vrea mâine să facă un antrenament sau două sau are competiții la ora 9:30 să se preocupe de somn, de îngrijire, da. Este normal să aibă 2 antrenamente pe zi? Da. Este normal să joace într-o competiție superioară? Da. Este normal să aibă un teren bun de antrenament? Da. Este normal să aibă un staff format din 5-6 persoane care să ajute dezvoltarea lor? Și aici mă refer la antrenor principal, antrenor secund, preparator fizic, psiholog, kinetoterapeut. Deci sunt lucruri care în Olanda, de pildă, sau în Danemarca, cu care țară cu care să jucăm acum pe datele 26 la nivel de senior, se întâmplă de ani de zile. Ori, în ideea asta, am încercat, Federația Română de Fotbal, să facem aceste centre pentru mai multe motive. Unu, să dovedim că se poate, unora sau altora, care erau sceptici. Doi, să sprijinim activitatea unor echipe naționale de junior prin această pregătire intensivă. Din păcate n-am reușit și generația născută în 2000 a ratat calificarea în compania Austriei și Azerbaidjanului, dar ultimul rezultat nu mai pun pe seama altor factori decât a jocului în sine. Suntem încă departe cu acest fotbal juvenil. Acești copii din centrele de excelență ale Federației Române de Fotbal sunt preluați la vârsta de 15 ani, când deja unii au început activitatea fotbalistică la 7 ani, deci au 8 ani de activitate. Este mai greu să înlături niște deficiențe învățate sau avute, decât să-l formezi bine de la bun început. Eu ca și o casă. Mai bine o dărâm de pe una mizerabilă decât să și o construiești de la început, decât să începi să umbli la ea, să încerci să o faci funcțională.
Vin cu două, mă scuzați, vin cu două... Și mai, a mai fost un motiv, faptul că sunt foarte multe cluburi în insolvență sau în imposibilitatea de a susține echipele, uitați că sunt cluburi care mor pe capete, ca insolvență, FC Bihor, de exemplu. Am adus la Timișoara doi copii de la FC Bihor, club care a dispărut. Ce făceau în ora de acești copii? De la Galați am dus la Târgu Mureș un copil, Bordeanu. De la Botezatul încă un copil de la Piatra Neamț. Deci cluburi dispărute, radiate din registru. Deci ăsta e un al treilea motiv. Un copil din aceste centre de excelență în cursul sezonului, nu, anul trecut, în cursul anului calendaristic 2016, au avut 57 de meciuri, din care 22 au fost oficiale în campionatul junior de elită, dar au avut turnee, au avut meciuri cu Voivodina Novi Sad, cu Steaua Roșie Bărea, cu Osijek, cu Maribor, cu Vașaș Budapesta, cu UTAN, cu echipe de Liga de județ, cu echipe de Liga de Divizia 3. Deci lucruri care nu prea se întâmplă la alte cluburi. Fie prin faptul că nu tratează șeful centrului de copii junior sau președintele clubului în felul ăsta problema, fie datorită lipsei infrastructurii, sunt cluburi și multe în țară în care pe un teren se antrenează 10-11 juniori, echipe ale clubului și nu un loc, multe am spus. Și atunci imaginați-vă dumneavoastră cum poți să faci o planificare a antrenamentelor dacă copilul ăla este la 1 de la școală, la 2 este la stadion, în perioada octombrie, noiembrie sau februarie, martie, cu temperatura sau da. Condițiile meteo nu permit, și se întunecă la ora 6, să zicem. În 4 ore, explicați-mi și mie, de la 2 la 6, cum organizezi antrenamentul a 10 echipe pe același teren. În condițiile în care între 7 și 14-15 ani e de bază volumul. Nu trebuie să stai pe teren cu mingea și iar minge și tot timpul minge. Să respinte o întrebare. Și mai este, și cu asta închei, competiția. Goana după medalii, după cupe, la nivel... de vârstă precoce, care mi se pare o anomalie. Am convenit că nu este normal. Atâta timp cât se bucură părinții că copilul lor este campion al Bucureștiului sau municipiului sau județului la 12 ani. Am văzut foarte multe echipe campioane ale României în ultimii 15 ani și vă dau 3-4 exemple, dacă vreți, care n-au furnizat un jucător la Liga 3-a. Campioana României la junior A, junior mare, de 19 ani. Deci, despre ce vorbim? Și atunci toate aspectele astea trebuie. Infrastructura e importantă, calitatea antrenorilor e importantă, planificarea antrenamentului este importantă, selecția este importantă, competiția nu cred că interesează pe nimeni decât de la 15-16 ani încolo. Sunt jucători la nivel de înalt, nu dau nume, în prima ligă, uitați-vă că nu știu să protejeze mingea, nu știu să se informeze înainte de a veni mingea la ei ce au de făcut cu ea. În comparație cu, vedeți, meciurile din Spania, din țările cu fotbal dezvoltat, viitorul posesor al mingii are 3-4 variante în cap deja. Și despre ce? Iniesta. Da, e clar, sunt lacunele. Mingea nu este la el, dar el știe, are 3-4 variante. Ai noștri, întâi o preiau, după aia se gândesc și până se gândesc au și pierdut pe ei contraatac. Am înțeles. Și am pierdut meciul. Perfect. Ați pomenit dumneavoastră de peste 15 ani în aceste centre de excelență pe care le manageriați. Am două întrebări scurte. Avem cu cine să facem această activitate pe care dumneavoastră o prestați în cadrul centrului de excelență în țară? Una și două. Doi la mână. Ce facem cu celelalte sectoare de vârstă? Ce facem cu cei sub 15 ani? Care sunt? Există un plan de măsuri al Federației Române de Fotbal vis-a-vis de aceste grupe de vârstă? Planul de măsuri există și chiar dacă n-ar exista, el ar trebui să fie apanajul cluburilor. Al asociațiilor județene, poate, sau știu? Nu, dar de ce ar trebui pe mine ca proprietar de club să mă ghidoneze AJF-ul sau FRF-ul în legătură cu ce am eu de făcut în bucătăria mea? E ca și cum ai sta acasă, vrei să faci sarmale și îl chem pe bucătarul de la Inter. Păi, ori știi să le faci, ori nu faci sarmale. Așa și la un club. De ce? Sigur, federația poate sfătui, poate să-ți dea niște programe, AJF-ul poate la fel, dar până la urmă tot de tine depinde, de club, de președinte, dacă ai calitate de antrenor, ai pasiune de antrenor, ai condiții ca și club și ai competiții adecvate.
și selecția bine făcută. Și atunci, din astea 5, nu prea mai are federația cu ce să te sfătuiască. Poate să spună niște mijloace la dispoziție, poate să te ia într-un stagiu, poate să te ducă nu știu pe unde, să-ți arate, să discuții cu marea antrenor ai Europei, dar gândiți-vă că sunt vreo 3.000 și ceva de antrenori posesori de licențe în România. Licență C, B, A, A elită, pro. Peste 3.000 și ceva echipe la nivelul ligii 1, a 2 și a 3 sunt 116, 80, 20 la... Asta la... Știm bine că nu înseamnă că orice posesor de licență are și valoare. Gândiți-vă că sunt 35 de antrenori per cap de... Păi și ce facem cu toți acești antrenori? Chiar toți sunt de valoare ridicată? Înseamnă că nu au valoare, Sunt unii buni care vor licență doar să fie, să am permis de conducere, dar să n-am mașină. Sunt unii care nu părăsesc localitatea de unde sunt. Condițiile economice de la ei din bătătură, cum se spune, sunt improprii performanței, dar se complac în situația familială. Stau aici pentru că am copii, am soție, merg la lucru, mi-au 15-20 de milioane de la părinți de obicei și cu asta s-a închis cariera lui. Ori după 10-15 ani de mod de abordare, de un asemenea mod de abordare, automat acel antrenor devine un blazat. Nu, una este pasiunea cu care intri în meserie la 25-27 de ani, termini o școală sau începi să profesezi și ușor, ușor această pasiune, acest elan se estompează datorită nemulțumirilor de toate felurile. N-am condiții, n-am salariu mai mare, n-am cutare. Nu pot să urc în ierarhie, la 40-45 de ani începe, 35 deja, 40 încep compromisurile și mai încă 30 de ani, gândiți-vă de antrenorat. Și atunci o ții într-un compromis. Deci ăla, după părerea mea, este un antrenor pierdut. Și pentru clubul lui, și pentru orașul lui, și pentru acei copii, și pentru fotbal românesc. Am avut și eu antrenori când eram mic, am avut mulți alți fotbaliști, toți am avut antrenori, la copii juniori, la Oradea, de exemplu, aveam oameni cu 4 clase. Dar era Cociș, echipa națională României, anii 40, Iuhas, internațional, Ferenții, Zilai, Barta. Oameni cu 4-5 clase, dar stăteau de la 7 dimineața până la 9 seara în încinta terenului și mâncau sandwich-uri la prânz. Și salariile astea nu credeți că erau... Nu era vorba de bani, 1.500 sau 2.000 salariu. Dar oamenii aia când îți arătau cum se lovește mingea cu șiretul plin, numai trebuie să îi vezi. Da. Și prin copiere deja încerca și maimuța mică de copil să limite pe domn profesor sau pe nea cu tare și ușor, ușor... dădeau rezultate. Iar nu erau antrenamente fără minge. Am văzut antrenori și chiar vorbeam înainte de emisiune și cu George, cum vreo 2 ani la un balon undeva pe lângă Tineretului, 8 ani copiii trebuie să facă 2 atingeri și 3 atingeri. 45 de minute. Cum să joci cu din 2 atingeri? Nu joacă steaua din 2 atingeri. Cum să joace copiii la 8 ani din 2 atingeri? Ei nu știu reflexul în mână, încă iau mingea în mână, încă dacă trece avionul, încă se uite după avion. Deci cum să pui o asemenea temă. Deci dacă aș fi avut posibilitatea sau forța sau noi federația am institui știu, reguli de genul ăsta, aș fi mers, aș fi confiscat pe cuvântul de mare, carnetul de antrenor, licența și nu mai dădeam voie să antreneze. Ăla nu este un antrenor. George, unde sunt acești antrenori de care vorbește domnul Pușcaș? Acei pasionați. S-au exprimat atâtea idei în decurs de 10 minute, 5-6 minute, mi-este foarte greu să le reiau pe fiecare în parte și să încercăm să le dezvoltăm. Vreau să salut și eu prezența lui Marcel Pușcaș în emisiunea noastră. Mă bucur că m-ați invitat, chiar mă simt bine la voi în emisiune. Pentru că încercăm să facem invitațiilor șederea plăcută și încă un argument pentru acest lucru este un citat pe care tu l-ai un citat din tine, să spunem așa, ți-ai exprimat o părere pe Facebook și spui că, într-un anumit context, că știi din experiența practică și din teorie ce anume poate declanșa resortul de energie pentru a întoarce o situație. Și ai făcut referire la meciul dintre Barcelona și PSG. Și ai spus, cu literă mare, valoarea. Este valabil pentru orice domeniu de activitate. Așa este. Sau contrazic-mă, te rog. Plecând de la... Punctul meu de vedere, așa este. Poate altă... Nu vreau să te contrazic, nici pe departe. Plecând de la acest lucru, în care
peste tot și oriunde am fi și oriunde ne-am găsi, trebuie să căutăm valoarea, să o găsim, să o dezvoltăm dacă ea nu există. Și aș vrea să te întreb, ca fiind directorul centrelor de excelență la nivel național, un domeniu care, despre care s-a vorbit atât de mult în anii trecuți, că ar fi fost nevoie de aceste centre de excelență. Iată, acum le avem. Cred că trebuie să intrăm puțin în detaliile acestor centre de excelență și te întreb dacă aceste centre de excelență, la momentul acesta, au valoarea pe care, cu care s-a pornit la formarea lor și scopul pentru care s-au format. Ele se numesc centre regionale de excelență pentru că s-a dorit a fi un proiect exprimat pe regiuni. De ce pe regiuni? Pentru ca distanțele de depărtarea de casa copiilor să fie cât mai mică și să se simtă mult mai bine în zonă. Pentru că a mai fost un experiment în cadrul federației în care au fost chemați în urmă cu 10 ani sau Guda era, mi se pare, așa, la Mogoșoaia, de pe la Satul Mare, copii, probleme cu școlarizarea, cu plictiseala, cu, mă rog. Era un prim experiment. Un prim experiment, așa e. S-a făcut selecția în cele 4 județe bănățene, am adăugat și Hunedoara, Carașul, Aradul și Timișul, plus Hunedoara. A rezultat un număr de 28 de copii. S-a făcut o altă selecție pentru centrul Ardealului, de-aia contestatarii au spus mereu că nu sunt cei mai buni copii. Într-adevăr, nu sunt cei mai buni pentru copii, pentru că nici area de selecție n-a fost la nivel național. A fost pe regiune. Și atunci, pentru Târgu Mureș, s-a făcut selecția în 6 județe, respectiv Alba, Sibiu, Brașov și Mureș, Harghita, Covasna. 6 județe. Cei copiii din Harghita și Covasna au preferat să meargă la Academia de la Miercurea Ciuc. Au rămas în discuție 4 județe și din cele 4 județe am selectat alți 28. Deci 28 de copii la Timișoara, din atâția copii e format o clasă la Timișoara și alți 28 la Târgu Mureș. De ce 28? Pentru a permite și celor mai puțin dezvoltați fizic, pentru că sunt decalaje între ei la 14-15 ani, să poată să participe la pregătire și să aibă o șansă într-un viitor apropiat, un an, doi, trei, ca prin procesul normal, natural de creștere, plus prin pregătirea pe care o fac sub comanda unor oameni bine pregătiți, să poată să emită pretenții la clasa 11, la junior A, la 12, să depășească chiar nivelul celor mai înalți sau mai bine dezvoltați fizic la 15 ani. Am văzut nenumărate cazuri în care foști pitici până la 15-16 ani și din practică poate să spună și George, pe care nu dădea nici 2 bani la 15-16 ani, au ajuns fotbaliști mult mai mari. S-au dezvoltat mult mai târziu. S-au dezvoltat, au avut o dezvoltare întârziată. Ei, și de asta au fost 28, că puteau să fie doar 15, nu mai era un risc prea mare. Și în felul ăsta, iată că în aproape 2 ani de activitate, în cele două centre, Târgu Mureș și Timișoara, au reușit unii copii, pirpirii de acum 2 ani, să ia locul celor dezvoltați acum 2 ani, pentru că sunt mai abili, sau o gândire mai dezvoltată. Și nu se bazează doar pe partea fizică. Dar din punct de vedere valoric, cum vă întreba George, și-a atins scopul? Eu refuz și am spus lui George și înainte de emisiune, să mă contrazic, că eu refuz să folosesc noțiunea de valoare la nivel de copii și juniori. Ai spus valoare în orice domeniu. Păi, deci orice ăsta este un domeniu. Și când acolo m-am exprimat cu ce să-l... La nivel de copii e bine să folosim aptitudini, cum ai spus, sau talent. Nu, de fapt era întrebarea dacă centrele de excelență... Se bărberește, el nu se bărberește, se va bărberi. Centrele de excelență și ating scopul prin funcționarea lor. Asta este întrebarea, asta este problema. Deci, le-am creat ca să facem ceva cu ele. Obiectivul meu pe care l-am și declarat și al federației, l-a fost acceptat și de Federația de Fotbal, de Comisia Tehnică, este ca din acești copii 50-60% să participe la acțiunile echipelor naționale de juniori și la sfârșitul clasei a 12-a până în nivel de 20 de ani, cel puțin jumătate dintre ei să fie apți pentru Liga 1. Și de ce vă spun apți pentru Liga 1? Liga 1? Liga 1. Repetați? Liga 1, deci. Liga 1, da. Deci, și vă fac o socoteală, dacă doriți, matematică, dacă într-un centru sunt 28 de copii și 14 dintre ei ideal, bine ar fi să am dreptate și dacă nu-și bagă cineva coada, dracu, să-și bage coada, așa va fi.
14 la Timișoara, 14 la Târgu Mureș, 14 din celelalte două centre, cu încă 28. Deva și Buzău. Deva și Buzău. Deci ar veni un 56 de copii peste 4 ani să populeze Liga 1 din România. Ar mai fi doi, că au trecut doi. Sau ar mai fi doi la unii și trei la alții. Trei la alții. Bun, deci este timp. Cert este că s-au făcut niște jocuri de verificare. Copiii din ambele centre evoluează la junior A, deși au vârstă de junior B, under 17, da, da. Evoluează under 19. Timișoara, la ora asta, stă cu ceva mai bine, înscriind cam 3 goluri pe meci cu jucători cu 2 ani mai în vârstă, ceea ce nu-i rău. Au făcut niște amicale cu echipe de Liga 3-a și în prima parte a meciului amical conduceau, deci cred că la sfârșitul campionatului liniștit sau campionatul viitor pot să evoluezi în Liga 3, adică în clasa 11-a. Mergând în ritmul ăsta în clasa 12-a, poți să joci în divizia a doua, Liga a doua. Vezi cazul Man, vezi cazul Adi Petre, vezi cazul... Sunt foarte mulți care evoluează în Liga a doua. Sigur, nu cu obiectiv promovare, dar poți să îi rulești. Atunci ce ar mai urma după ce un Man sau un Adi Petre, să zicem, de la UTA, dau 15 goluri în divizia B, în Liga a doua? Păi înseamnă că pasul ei... Pasul către Liga 1, e clar. Ei și-au încheiat treaba în Liga a doua. Ce să mai caute acolo? Trebuie să facă un pas înainte. Unde să-l facă? La Liga 1. Acum știu că la Steaua era clubul potrivit pentru Man. Poate că trebuie și ajutat tânărul ăsta. Bine, el poate fi împrumutat, știți foarte bine că nu este obligatoriu să rămână. Putea să-l împrumute UTA un an de zile la Timișoara, de exemplu, și la anul după ce dădea vreo 5-7-8 goluri la Timișoara, lua Steaua și nu pe 400.000, pe 1.400.000. Dacă mai erau puțin răbdare cei de la UTA. Domnul Pușcaș, mă rog, scuze că intervin și peste George și peste dumneavoastră. Mi se pare totuși un obiectiv foarte, foarte optimist ca jumătate dintre jucătorii pe care îi aveți sub comandă la centrele de excelență să sară această etapă către Liga 1. Având în vedere că acești copii nu sunt tocmai cei mai buni copii din zonele respective. Cel mai bine. Dar apropo, de ce nu sunt cei mai buni? De ce n-au venit cei mai buni? Chiar eu am o întrebare. Spus, pentru că am făcut selecțiile pe regiuni, nu pe toată țara. Nu, dar pe regiune, dar... Nu, din regiunea respectivă sunt cam cei mai buni. Cum? Cei mai buni. Dar sunt situații, domnule Pușcaș, în care cluburile au refuzat să-și lase jucătorii? La Târgu Mureș am luat copii de la Interstar, de la Sibiu, de la Mediaș, de la Alba Iulia, de la Târgu Mureș, de la Reghin, de la Speranța Târgu Mureș, de la Kinder Târgu Mureș. Cum? Astea ar fi cluburile care... Astea sunt cluburile. Care ar din da... zonă. Păi, da. Oltenia? În Oltenia n-am făcut centru. Păi da, dar au fost o selecție și din zona. Am făcut o selecție la Slatina și s-a abandonat proiectul dintr-un motiv sau altul. Chiar au fost selecționați 28. Știu, 28, nu? Așa e. Că s-a făcusem abandonat o... proiectul pentru că așa a fost să fie. Dar, repet, prin muncă, copiii nu sunt... Diferențele între ei la 15 ani, între cei de la centrele astea regionale și copilul de la Iași, să zicem, sau de la Dinamo, nu sunt atât de mari. Credeți că ei pot recupera prin pregătire prin muncă, ceea prin pregătire, ce un copil ambiție, dobândește la un alt club, în afara exact, centrului de excelență? Exact, sunt convins. Credeți că cluburile mari, care au centre de copii și juniori, și mă refer la cluburile de Liga 1, ar fi... dispuse să ofere copiii centrelor de excelență? Eu și oferit. Vorbesc de nivel național, la scară națională. Deci, depinde dacă primești... Pentru că la Târgu Mureș poate veni și un copil de la Iași, dacă e bun, nu? Sau de la Galați. Asta este scopul centrelor. Să dovedești că pot centrele astea... Sau din București. Centrele astea n-ar trebui făcute de federație. Dar așa ar trebui să arate 28 de copii de la echipele, să zicem, de Liga 1 și de Liga 2 de care ai pomenit, să aibă aceste condiții. Deci un model. Dar la nivel ar de fi un model de întreagă țară, deci nu izolat. Asta e un model. Exact. Nu există federație să... Nu trebuie federație să... Domnul Pușcaș, dar de ce nu fac cluburi? Marile orașe? Am mai întrebat asta și un alt invitat. De ce marile orașe nu pot să facă un astfel de centru de excelență? Chiar nu reușesc să se pună de acord oficialitățile locale cu un anumit club sau cu anumite persoane responsabile? Oficialități locale, eu sunt pe cale. Și dumneavoastră lucrați cu autoritățile. Autoritățile locale... Care pun la dispoziție, nu? Anumite condiții. Autoritățile locale nu trebuie să se ocupe de fotbalul de performanță. Nu, ok. Autoritățile locale se ocupă în toată Europa asta de baza sportivă a comunității și punct. Se poate ocupa autoritatea locală de dezvoltarea fotbalului,
sau sportului de masă, competiții, crosul tineretului. Vorbim și de infrastructură aici. Anului, crosul primăverii, da. Dar nu, n-am auzit. Marcel, 80% din finanțarea sportului este la primării. Unde? În toată România. În fotbal? Și în fotbal. Eu vorbesc de Europa. Nu, în fotbal. Deci cum să nu se implice? Cum să nu se implice, deci, primarul din Deva când el dă 70% din bani pentru... Spun și e, dacă deci tu, e, dacă n-ar trebui, așa ai dreptate, n-ar trebui să se implice, dar se implică. România cu ceea ce... Unde vrem să ajungem, în Uniunea Europeană. Alți bani nu sunt Urând, München, la momentul ăsta. Primăria München nu dă bani lui Bayern. De acord, dar alți bani în România nu sunt. Nici cea de la Frankfurt, nici cea de la Dortmund. Nu dau. În România alți bani nu sunt. Aici e problema. Nu sunt. Aici e problema. Și atunci trebuie să-i folosim pe aia bine care îi avem, chiar sau, dacă vin de la stat. Sau să ne gândim, cei care sunt puși să se gândească la dezvoltarea sportului românesc, să găsească, respectiv guvernul României, să găsească soluții și formule pentru a încuraja și a dezvolta sportul de masă, în primul rând. Nu fotbalul neapărat, sportul de masă. Sportul de performanță își găsește resurse. La sportul de performanță îți apar sponsori, pentru că interesează vizibilitatea. Îți apar încasări de la televiziune, îți apar încasări la meciuri, la sportul de performanță. Eu nu cred că pe Michael Phelps americanii la nivel de junior îl sprijinea poate universitatea sau colegiul sau ceva de genul ăsta. Când sigur, a început... Dar când a ajuns deja campion, adică profesionist, trăiește din înot, nu cred că mai dă primăria orașului nu știu ce bani. Încep să apară sponsori, din ăștia grei, de milioane, de zeci de milioane de euro. La fel la schior, la fel la orice înseamnă mare performanță. Cu ce ajută primăria orașului Constanța pe Simona Halep? Dar cu ce a ajutat-o vreodată? Niciodată, asta știm cu toții. Păi și atunci? Doar părinții. Și atunci este locul 4 în lume. Deci trebuie să se ocupe de bazele sportive, de dezvoltarea sportului de masă. Și de acolo, din masă, își găsesc profesioniștii masa sau locul sau momentul să pescuiască. Și atunci e o problemă de legislație, în primul rând, la sportul de masă. Acolo trebuie să lucrăm la legislație. De legislație, da. Da. Și cum urmim executivul ăsta? Ce trebuie făcut? Că tot spunem că legislație, dar ce să facem noi? Cum să facem? Spun ce face guvernul Orban în Ungaria. A identificat, cu banii alocați acelor academii. A identificat în urma unor analize cele 5 sporturi tradiționale ale Ungariei, 6 sporturi tradiționale ale Ungariei. Pentru ele alocă fonduri. Dau federațiilor, ligilor și așa mai departe. Handbalul, fotbalul, canotajul, mi se pare, boxul și nu mai știu, 6 discipline sportive. Pentru asta au făcut, încurajează infrastructura. La, dacă mergeți în Debrețin, un oraș lângă satul mare, peste graniță. Așa, o să vedeți un club cu 12 terenuri finanțate de guvernul maghiar. N-are la fel la Academia Pușcaș, de la Felciut, de lângă Budapest. Deci vorbim de o țară fostă comunistă. Foarte mică. Nu vorbim de Germania. Buget. Eu nu îndrăznesc să mă duc până la nemți. Mă duc aici, la unguri, mă duc la sârbi, mă duc la croați, maxim. Și o să vedeți infrastructură și o să vedeți dezvoltare. Și iar suntem în urmă și la capitolul ăsta. Suntem cu 10-15 ani în urma lor. Ori tot vorbim de ani de zile. Eu cel puțin mă doare gura de 14-15 ani de când am urlat și am spus pe unde am apucat. Legi, legi și iar legi. Uite că nu s-au făcut. Iar și atunci când se încearcă câte ceva, mulți privesc ca o măsură coercitivă. Deci, ne atacă comunitatea sau primăria sau știu eu, clubul. Nu. Dar nu se pupă, nu se corelează ceea ce dorește MTS-ul cu ceea ce dorește COSR-ul. Nu știu ce se întâmplă. Nu este COSR-ul poate, e beneficiar. Nu știu de ce e așa complicat. Sau dacă nu ești într-o criză din asta majoră de idei, uite, domnule, și ia de la unguri legea sportului, o traduci frumos, o pui pe masă. Se poate aplica, nu se poate, ce așa complicat, nu putem și popasă în pisica de la unul la altul. Nu mi se pare normal. Am ajuns la legislație și din nou la finanțare. Și eu rămân la părerea și convingerea că în țara românească, și fără aceste două lucruri, fotbalul se poate dezvolta pe niște trepte superioare. Și vin cu un exemplu concret. Area de selecție în România se reduce la zona urbană. Zona rurală este
semnificativă în ceea ce privește atragerea copiilor către sport, decât local și cu intervenții foarte, foarte mici. În județul Dâmbovița sunt 120 de asociații sportive care participă în campionatul județean de fotbal. 120, fără exagerare, le-am numărat, am făcut statistică. Aceste 120, din aceste 120, cam vreo 90 primesc alocații bugetare de la primării. Pentru a funcționa o echipă de seniori în comuna respectivă și, eventual, echipă de juniori care ar trebui să participe obligatoriu în campionat. Acești bani se cheltuie degeaba. Pentru că nu au nicio finalitate. Absolut nicio finalitate. Prima propunere care ar trebui să existe din partea federației la nivelul acesta este ca acești bani care sunt atribuiți comunelor și le au comunele pentru a dezvolta fotbalul. De ce spun comune? Pentru că numai în comune se poate dezvolta un sport și acela este fotbalul, pentru că aceste comune au un teren de fotbal. Nu am altă infrastructură. Și cel mai ieftin investiție. Sport. Știu că aveți un telefon, dar vreau înainte de, vă rog. De asta pe domnul Mihai Georgescu. Georgescu, da, domnul Georgescu. Rog frumos să aștepte. Există, am puțină treabă din când în când prin Austria și într-un sat. O echipă de Liga 6, echipă de Liga 6 nu primește niciun sfanț, niciun ban de la primăria satului respectiv. Baza sportivă este a comunității. Au buget de 60-70 de mii de euro, atenție, acea echipă de Liga 6. De Liga 6. Toți componenții lotului merg la serviciu până la ora 4-5, după care fac antrenament. Sunt amatori. Sunt amatori. Dar de unde provin ce banii, cei 60-70 de mii de euro? 300 de euro pune frizerul satului pe an, abonament. Banca Raiffeisen, știu eu ce banca un sat, pune 2000 de euro, că e mai bogată. Giamgiu pune 500 de euro pe an, are abonament. Și din vreo 70 de din ăștia se fac 60-70 de mii de euro, la care se adaugă cremul, știu, vândut înainte de meci, berea, cafeaua vândută, 200-300 de oameni care plătesc prin rotație la fiecare, în fiecare sâmbătă, asociația sportivă, membrii ei sunt mândri că vine soția de acasă, chiar dacă e doctorul satului, și gătește, face cremvuști și pune ketchup și muștar, încasează banii, nu-i duce acasă de bani, ci îi lasă frumos la asociația sportivă. Și asta înseamnă este mingile, nocturna, întreținerea bazei sportive, și asta înseamnă ferainul. Spirit asociativ care lipsește românului. În satul respectiv, pe care îl știu eu foarte bine, după cum v-am spus, sunt 18 asociații ale păsărarilor, a vânătorilor, a turiștilor, a schiorilor, a salvamontiștilor, a pompierilor, aia sportivă, aia de nu știu ce, de strâns semințe, de curățat nu știu ce. Și toată lumea e mândră să fie membru al acelei asociații. Când lucrurile astea se vor ști, și Cluj va fi în Liga 1. Ne oprim pentru câteva minute din discuția noastră. Bună seara, domnule Georgescu! Bună seara, bună seara! Mulțumim pentru că ați acceptat să intrați în legătură directă cu noi. L-avem în platou pe domnul Marcel Pușcaș, pe care îl știți foarte bine, George Mărculescu, da, de asemenea. Da, te pun mi-ai. Aveți... telespectatorii dumneavoastră, cei care urmăresc emisiunea. Aveți 60.000 buget pe lună, domnule Georgescu, la Academia dumneavoastră? Da, exact, 60.000. Dar îi strâng extrem de greu. Extrem de greu. Bănuiesc că ați auzit discuția. Ați auzit discuția din platou. Am auzit-o, sigur că ne lisesc nouă mai multe, nu numai asociațiile respective. Cum? Resursele financiare, din păcate, la toate nivelele, indiferent de domeniul de activitate, sunt extrem de limitate. Cum supraviețuiți, domnule profesor, acolo la Cluj? Sincer vă spun, foarte, foarte greu. Practic, eu fac chestiunea asta de vreo 20 de ani, 25 de ani o fac. Și mai precis, din 96, când am închisat școala Nicolae Dobrin la Pitești. În perioada aia a funcționat și Luceafărul Oradea, Luceafărul a fost în 95. Tata a fost domnul Marcel Pușcaș, era și școala Ghiucici la Timișoara, după aia a apărut noi, după aia a apărut Gică Popescu. Așa-i. Dar ideea în care am înființat și am pornit și am funcționat și am funcționat bine, am funcționat bine până în 2008, aș putea să spun. Când s-au tăiat salariile. Inclusiv generația de la Ardealul, pe care eu am avut-o
cu Chiricheș, cu Maxim, cu Răduț și cu ceilalți jucători, Ciucuri, care frat. Pentru că ideea este aceea de a reuși să selecționezi copiii de talent, atât din zona respectivă cât și din țară, să-i pregătești, să-i formezi și să-i promovezi. Iar sistemul de promovare urma ca să aducă resurse financiare care să dea posibilitatea generațiilor următoare să funcționeze, să meargă. Deci, practic, era un sistem în care să învârtească roata. Din păcate, în momentul de față, cam din 2010, din 2011, fenomenul acesta al interesului pentru jucătorul tânăr, mai ales jucătorul tânăr român, este în scădere dramatică de la un an la altul și în momentul de față interesul pentru jucătorii tineri, interesul cluburilor pentru jucătorii tineri este foarte, foarte scăzut. A venit această idee ca o salvare într-un fel de a impune echipelor de Liga a doua, Liga a treia și Liga a întâi o anumită vârstă a jucătorilor tineri în teren. E o treabă bună, dar cu toate astea, cluburile de Liga 1, Liga 2, Liga 3 se confruntă cu mari probleme financiare. Din ce cauză nu au bani? Din ce cauză nu știu să aibă bani? Din ce cauză le lipsesc mecanismele care să producă bani? Asta este o altă discuție, decât că noi, cei care lucrăm la nivelul ăsta, să zicem 14-19 ani, din păcate nu reușim să valorificăm nici eforturile financiare, nici eforturile profesionale, nici energia profesională încât să putem să valorificăm fondul de jucători care îi formăm. Și de aici foarte greu reușesc să promovezi, din cauza asta singur resursele financiare de la un an altul, la un an de la altul se micșorează și din cauza asta multe cluburi care au mers pe acest sistem, pe această idee, din ce în ce încep să dispară. Se împuținează. Deocamdată, sigur, cel care rezistă este Gică Hagi, care are o altă construcție și, sigur, și alte posibilități. Este o altă discuție. Dar cluburile de tipul acesta, școli de fotbal, cum au funcționat și au existat mai multe în țară, sunt pe cale de dispariție. Însă și eu știu clubul Ardealul, care l-am inițiat și l-am înființat în Cluj în 2008 și care e un club foarte bine structurat și pus la punct ca bază materială și financiară ca tot. Și ei, de la un an la altul, sunt într-o situație foarte, foarte grea. Mihai, aș vrea să te întreb, de curând s-a înființat în cadrul Federației Comisia Tehnică pentru copii și juniori și faci parte din, da. Ești membru al acestei comisii. Da. Da. Este un lucru bun, l-am aplaudat, ca să spunem așa, și noi în emisiunea noastră. Am decis că era un lucru care trebuia să se întâmple de mai multă vreme. Da. Acum problema se pune ce anume va face această comisie și în ce măsură lucrurile vor demara către un progres al fotbalului, pe care și tu l-ai consimțit ca nefiind în cea mai bună formă a lui. Da, 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 da. Sigur, înființarea comisiei este o treabă bună și utilă și necesară, pentru că ea, în mod normal, așa ar trebui să funcționeze, ar fi un organ consultativ, și nu numai consultativ, ci și un organ care să eventual să stabilească niște idei și niște principii și niște direcții de dezvoltare și de îmbunătățirea activităților la acest nivel. Din toate punctele de vedere, și competițional, și ca selecție, ca pregătire și mai departe. E un organ consultativ și un organ care să dea o anumită direcție. Să sperăm că această formulă, această comisie și prin ceea ce hotărăște ea atunci când se reunește și produce efecte concrete, reale. Dar dacă ea decât se întrunește, discută și după aceea se iau decizii și hotărâri care poate n-au nimic comun cu ceea ce s-a discutat și s-a hotărât în comisie, sigur că e o problemă. Cine decide, da. domnule Georgescu, cine decide propunerile dumneavoastră dacă se validează sau nu?
Decizia aparține imediat departamentului copii și juniori și departamentul copii și juniori mai departe probabil că transmite subiectele de discuție, temele de discuție, propunerile care se formulează, se transmit mai departe comitetului executiv. Adică mai sunt niște trepte de la comisie până la a se traduce în fapte concrete și acțiuni concrete, mai sunt două trepte cel puțin. Deci comisia de copii junior și mai departe comitetul executiv și acolo sigur că capătă caracter de decizie. Deocamdată, ce pot să spun, a avut loc o primă ședință pe 15 februarie, am așa recepționat-o ca deschidere din partea atât a Comisiei Copii și Juniori, cât și din partea Federației. Domnul președinte Bunean a fost prezent, a dat, eu știu, deschidere și autoritate comisiei, deci am pornit la un lucru care s-a discutat, poate fără să se ia o decizie fermă, este legătură cu acest sistem de organizare și de desfășurare a competiției elitelor la nivel de juniori A și B, 19 și 17 ani. Pentru că actualul sistem și actualul mod de funcționare al elitelor, ideea este bună, este necesară poate, e valoroasă, dar din păcate, datorită multor cauze, nu reunește an de an în competiția lor cele mai valoroase echipe, nu reunește elitele. Și atunci s-au propus și s-au discutat destul de mult cam două variante pe care se meargă de la anul, chiar din vară, două variante pe care, pentru care se va opta la un moment dat în cadrul federației. Pe ce variante se meargă? Să urmărim 2 ani de zile varianta respectivă, vedem dacă produce efecte favorabile și dacă e un plus față de ceea ce a fost până acum. Pentru că până acum, pe sistemul promovare-retrogradare, datorită faptului că în cluburi nu sunt generațiile egale ca valoare, nu sunt egale ca valoare generațiile de jucători din același club, într-un an un club putea să aibă o echipă de juniori foarte bună, în anul următor o echipă mai modestă ca valoare. Și așa mai departe. Și atunci ea nu-și mai justifica prezența în elită. Domnule profesor, vă întrerup și revin la la punctul de vedere pe care l-ați avut precedent. Cine ați avut acea discuție, acea primă discuție, da, acea deschidere, să zic, către acest sector? Din partea Comisiei de Copii Juniori, cine a fost prezent, vă rog? A fost prezent domnul Grigore Felix. Cine, mă scuzați, cine? Felix Grigore. Care este domnul și, Felix Grigore. Da, da, este și responsabil departamentul de Copii Juniori. A fost domnul Jolgău, Iorghiță Jolgău, a fost domnul Cigir din partea Comitetului Executiv și... Nu, din partea Comisiei de Copii și Juniori mă interesa. Da. Și mai am o întrebare și cu asta închei. Din cadrul acestei comisii tehnice, cine mai face parte? Că nu este deocamdată făcută publică această comisie. Ba da, este. Este? Este, da. De curând. Este făcută. Da. Spun eu. Deci au fost reuniți antrenori cu oameni de experiență din toate formele de organizare a centrului. O să vă spun și un debat. Da, deci okay. Și de la cluburile cu activitate privată, cum sunt eu, cum e Ardealul, și de la cluburi care aparțin sistemului de învățământ, așa, și din partea n-au participat din partea cluburilor de Liga 1. Și n-a participat domnul Cornel Jurcă. Bine, Cornel Jurcă e tot timpul prezent acolo, ar trebui să fie tot timpul prezent. Că, dar ar trebui să fie în comisia asta, nu? Cornel a parcurs tot fotbalul românesc. Și sigur, un antrenor de mare valoare și un om de mare valoare. Da. Sau domnul Mihai Ianovski. Sau domnul Mihai Ianovski.
Da, sigur că acum eu nu vreau să stau să discut componența comisiei și dacă fiecare membru al acestei comisii își justifică sau nu prezența acolo sau să pună în discuție CV-ul fiecărui membru al comisiei. Dar din câte am observat și câte s-au prezentat, cam acopereau. Nu era o Liga I, de adevăr, Liga I n-am văzut-o. Nu văd reprezentată. Vă mulțumim, domnule profesor. Liga 1 de șefii de centre de copii junior din Liga I. Mulțumim foarte mult. Vă dorim baftă, succes. Și dumneavoastră mai și succes, bine. Și succes în noul mandat al Comisiei Tehnice, vă rog. Și să vă măriți bugetul. Da, toate cele bune, vă salut, mai bine. Vă mulțumim, o seară bună. Domnule Pușcaș, nu mi se pare un lucru firesc ca o astfel de comisie cu greutate, comisie tehnică de copii și juniori, să aibă... Am impresia că e o confuzie la mijloc. Deci Comisia pentru Copii și Juniori este una, din care face parte domnul Mihai Georgescu, și Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal este alta. La Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal președinte este Mihai Stoichiță și rolul cel mai important din punct de vedere tehnic în Federația Română de Fotbal o are această Comisie Tehnică a Federației. Cui este subordonată această comisie? Președintele Federației. De copii și Comisia Tehnică. Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal, probabil, bănuiesc că acum o să fie prima întâlnire și aici, o să întrunească, o să aibă atribuțiile cele mai tehnice din cadrul Federației Române de Fotbal, că altfel degeaba e Comisie Tehnică. Denumirea corectă deci, comisia a comisiei despre care am vorbit este Comisia Centrală a Federației Române pentru asta este. Copii și comisia care a fost dusă înființată acum. Comisia Centrală pentru Copii și Juniori a fost și înainte de 89. Și cum este și Comisia Medicală, cum este și Comisia... Marcel, n-a fost această comisie în ultimii 2 ani. Păi deci nu, de când n-a funcționat. N-a funcționat. Pe hârtie a fost. Și nu erau cu membrii de acum. Păi nu, aici este eu insist pe treaba asta pentru că această comisie... Eu spun că această comisie a fost pe hârtie. Această comisie are de fapt în mână frâiele fotbalului românesc. Care comisie? Asta, Comisia Centrală de Copii și Juniori. Nu departamentul tehnic, nu domnul Mihai Stoichiță, comisia asta. De aici pleacă toate ideile care trebuie să pună în practică în viitor. În ce îi privește pe copii și pe juniori, da. Păi, corect. În ce îi privește pe copii și juniori, pentru că ei vor ajunge seniori, nu? Da. N-ar trebui să aibă, părerea mea, doar un rol consultativ. Ar trebui să aibă putere de decizie, pentru că sunt oameni competenți. Evident, fiecare sector cu oamenii respectivi, nu? De aceea spun că trebuie să-i se dea o mai mare importanță aceste comisii. Să lăsăm comisiile să funcționeze, să lucreze și după aia vedem care sunt. Au mai fost comisii, Marcel? Da, mie îmi spui. Deci au mai fost comisii și făcute tot așa pe genunchi. Nu-mi spui, da? Pe genunchi au fost făcute și s-a ajuns unde s-a ajuns. Bine, acum dacă e să glumim, că se spune... Să glumim, am tot glumit. Când vrei să nu faci ceva, o pui de o comisie, așa se spune. Da, așa e. Când vrei să ascunzi pisica, să pasezi responsabilitatea, deci o facem. Hai să revenim la centrele de excelență. Ne apropiem de final. Iar? Mai avem 2 minute. Comisia pentru finalitatea, finalizarea... Avem cât un mesaj la sfârșitul emisiunii. Și eu trebuie să am un mesaj. Dacă fiecare invitat trebuie să ofere un mesaj referitor la centrele de excelență. Exact, pentru că vorbim de excelență în federație. Da. Unde vedeți viitorul acestor centre? Lăsăm la o parte marja de pe care procentul. L-am declarat atunci când l-am și a fost adjudecat și a asumat. Credeți sincer că acest procent este cel corect? De ce optimi nu? Acest procent de 50%? La jucătorii care trebuie să facă pasul către Liga I. Atenție, așa deci eu mai am o experiență și George știe foarte bine, a pomenit și domnul Mihai Georgescu, dacă eu, de exemplu, ce mă privește, și mă, nu dezvoltăm subiectul Pușcaș aici, dacă am reușit în 6 ani să dau 30 de copii Ligii I cu resurse proprii, la Oradea, 30, și vă dau lista dacă vreți și verificat, asta înseamnă 6 juniori pe an, la un număr de vreo 70 de copii. Fără sprijin logistic, fără sprijin de nici material, fără o desfacere, fără o necesitate a cluburilor la vremea respectivă, pentru că nu erau regulile astăzi cu 3 juniori, cu 2 juniori, cu U21 și așa mai departe. Deci se poate. Deci dacă am făcut o dată, deci, cel puțin din punctul meu de vedere. Acum nu știu dacă o să fie mărțișa. George, tu ai avut altă... Dar era mai greu să nu sigur decât... Tocmai pentru că a fost și mai greu. Mesajul emisiunii, din punctul meu de vedere, este faptul că competența și valoarea primează în creșterea, în selecția, în formarea și dezvoltarea acestor copii.
din punctul meu de vedere. George, ai ultimul cuvânt. Da, mesajul meu este că aceste centre de excelență nu au fost formate pe segmentul pe care ar fi trebuit să se formeze. Ce sens, are, ce sens are să faci niște centre de excelență între 15 și 18 ani când ele se confundă cu loturile naționale de juniori? Mai mult. Se confundă că nu toți copiii au fost selectați, au fost unii selectați, cum sunt și de la, din alte părți. Mai mult, deci nu... copiii care vin la centrele de excelență, așa cum a spus și Marcel, nu sunt cei mai buni și nu sunt pregătiți. Din regiunea respectivă. De acolo sunt cei mai buni. Au, sigur, șansa să se dezvolte și este, pentru treaba asta este un lucru bun, că pot să acumuleze în cei 2 ani de, 3 ani de, de activitate acolo, să acumuleze niște lucruri pe care nu le aveau când au venit acolo. Dar mesajul meu este că aceste centre de excelență trebuie să funcționeze, să funcționeze între vârsta de 12 și 14 sau 15 ani. Mulțumesc, George, mulțumesc, domnule Pușcaș. Sper că obținem și promisiunea dumneavoastră că veți mai onora invitația noastră. Avem mare nevoie de oameni de calitate care să spună lucruri pe nume în acest fotbal la copii și juniori. O seară bună, dragi prieteni, ne revedem lunea viitoare la aceeași oră 18 la Academia de Fotbal.